Probabil că ați auzit de multe ori formula: Dumnezeu te iubește și are un plan minunat pentru viața ta. Și poate că v-ați întrebat: dacă mă iubește, de ce se întâmplă toate aceste lucruri? În al doilea rând, dacă El are un plan pentru viața mea, care este acesta? Și în plus, cum voi afla eu vreodată care este acest plan? Ei bine, este adevărat că Dumnezeu ne iubește pe toți. El are un plan pentru viața fiecărui individ și un plan pentru întreaga omenire. În fragmentul din Scriptură pe care îl vom citi imediat, Dumnezeu ne oferă o imagine foarte clară a planului pe care îl are pentru viața fiecăruia dintre noi. Aș dori să descoperiți care este acest plan și să vă întrebați: nu cumva eu m-am oprit și nu mai sunt implicat în împlinirea planului lui Dumnezeu? Să deschidem Biblia la capitolul 2 din Epistola lui Pavel către Efeseni și să citim primele 10 versete. Pentru noi, cei care suntem mântuiți, acesta este un fragment foarte cunoscut. Eu însă aș dori să-l vedem astăzi într-o altă lumină. Iată ce spune Apostolul Pavel: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. În primele 3 versete, Apostolul Pavel ne spune că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică răbdarea lui Dumnezeu față de noi. Noi studiem Scriptura și vorbim despre răbdarea noastră. Spunem că răbdarea este una din roadele Duhului. Dar ce putem spune despre răbdarea lui Dumnezeu față de noi? Planul lui Dumnezeu pentru viața mea și a fiecăruia dintre voi implică răbdarea sa față de noi. De ce? Pavel ne spune: fiți atenți, înainte de toate, la felul în care era viața voastră înainte. Gândiți-vă la starea în care vă aflați înainte de a fi mântuiți. În ciuda lucrurilor care se întâmplau în viața noastră, Dumnezeu a avut răbdare cu noi. Care era însă starea în care ne aflam noi toți înainte de a fi mântuiți? Pavel ne spune că eram morți din punct de vedere spiritual. Chiar dacă eram vii din punct de vedere fizic, eram morți pentru veșnicie. Partea aceea din noi care ar trebui să trăiască veșnic era moartă. Așa descrie Apostolul Pavel starea noastră înainte de a fi mântuiți. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești. Aceasta înseamnă că, înainte de a fi mântuiți, ne uitam în jurul nostru la ce făcea lumea și copiam și noi ce vedeam. Doream să fim la fel ca lumea pentru a fi acceptați de ea. Astfel, am ajuns să fim implicați în lucruri prin care ne manifestam împotrivirea față de Dumnezeu și legile sale. Viața noastră
avea același curs cu viața lumii din cauză că eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Domnul puterii văzduhului este cel care ne-a dominat și controlat viața înainte de a fi mântuiți. Nimeni altul decât diavolul. Mai mult, același duh lucrează acum în fiii neascultării. Înainte de a fi mântuiți, viața noastră era caracterizată de răzvrătire, neascultare și respectarea modelului lumii. Pavel spune că odinioară trăiam în poftele firii noastre pământești. Aceasta înseamnă că făceam ce vroiam. Dacă vedeam un lucru pe care îl doream, făceam imposibilul pentru a-l avea. Aceasta era starea noastră înainte de a fi mântuiți. Din punct de vedere spiritual, eram morți în greșelile și păcatele noastre. Nu aveam niciun fel de relație cu Dumnezeu. Poate că unii dintre noi îi vorbeau lui Dumnezeu, dar fără Iisus Hristos nu erau auziți. Trăiam după legile lumii acestea și căutam să fim pe placul ei. Făceam orice lucru care părea bun în ochii lumii. Condamnarea noastră era aceasta. Eram din fire copii ai mâniei. Mânia lui Dumnezeu este asupra celor care l-au respins pe Iisus Hristos și care trăiesc în răzvrătire. Poate că unii vor spune, dar eu am fost mântuit în copilărie. Așa că aceste lucruri nu pot fi adevărate și în privința mea. Ba da, sunt adevărate. Nu contează ce vârstă aveați, 6 sau 106 ani. Tot aceeași fire era prezentă în voi. Erați morți în greșelile și păcatele voastre, mersul lumii acesteia era călăuza vieții voastre și mânia lui Dumnezeu era asupra voastră. Acum veți spune, cum rămâne cu un copil de 6 care spune că l-a primit pe Domnul Iisus în inima lui? Dragi prieteni, există un moment pe care nu-l cunoaște nimeni, în care copilul începe să dea socoteală și să răspundă înaintea lui Dumnezeu pentru viața sa. Când se întâmplă acest lucru? În copilăria mea se spunea că 12 ani este vârsta de la care începe un copil să fie responsabil. Nu cred că acesta este motivul pentru care eu am fost mântuit la 12 ani, dar așa spuneau cei din jur pe atunci. Nimeni nu știe cu certitudine care este această vârstă. De un lucru sunt sigur. Dumnezeu, care este îndurător, înțelept și plin de dragoste, nu va trimite în iad un copil de 6, 7, 8 sau 9 ani. Acum veți spune, dar este posibil să fii mântuit fără harul lui Dumnezeu? Nu, nu este posibil. Dar nimeni nu știe la ce vârstă devine un copil responsabil înaintea lui Dumnezeu. Nu proiectați asupra lui Dumnezeu idei despre care nici unul dintre noi nu poate spune nimic sigur. Eu nu-mi fac griji în această privință. Eu nu trebuie să mă gândesc decât la faptul că eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru viața mea, pentru tot ceea ce fac. Așa că să nu ne mai pierdem vremea cu astfel de presupuneri cu privire la vârsta la care un copil începe să răspundă înaintea lui Dumnezeu. Adevărul este că noi suntem din fire păcătoși. De ce suntem păcătoși? Pentru că venim în lume cu o natură păcătoasă înstrăinată de Dumnezeu. Și starea noastră înainte de mântuire este o stare de răzvrătire. Gândiți-vă că unii dintre voi ați fost mântuiți târziu, unii la 30, alții la 40, alții poate chiar la 60 sau 70. Vă dați seama cât de răbdător a fost Dumnezeu cu voi? Aș dori să citim în continuare câteva versete din Scriptură care se referă la răbdarea lui Dumnezeu, pentru că este foarte important să înțelegem acest lucru. Biblia spune, plata păcatului este moartea. Sufletul păcătos va muri. Dumnezeu spune că noi eram despărțiți de Dumnezeu în trecut. De ce v-a lăsat Dumnezeu atât de mult timp la dispoziție pentru a fi mântuiți? Dumnezeu a îngăduit să ajungeți la o vârstă de 40 de ani, de exemplu, fără să fiți mântuiți. Poate că vă gândiți că veți face acest pas la un moment dat, dar nu știți când. Aș dori să vă mai gândiți la un lucru.
Dumnezeu își manifestă azi bunătatea, îndurarea și răbdarea prin faptul că nu v-a luat încă din această viață. Dar ascultați ce spune Biblia despre răbdarea lui Dumnezeu față de noi. Deschideți, vă rog, Biblia la capitolul 3 din 2 Petru, de unde aș dori să citim împreună versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru că nu dorește ca vreunul dintre noi să piară. Dorința lui este ca toți oamenii să vină la pocăință. Un alt verset care vorbește despre răbdarea lui Dumnezeu este versetul 4 din capitolul 2 al Epistolei către Romani, care sună astfel. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Singurul motiv pentru care poate omul să trăiască și să fie mântuit la un moment dat este acela că Dumnezeu are o foarte mare răbdare cu fiecare, în ciuda răzvrătirii noastre față de El. Tot Biblia spune însă că Dumnezeu declară: Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Cuvântul rămâne poate fi tradus și nu se va lupta sau nu va stăpâni. Există un punct anume în care Dumnezeu decide să tragă linie și atunci totul se termină. Va veni un moment în care Dumnezeu va chema numele tău și atunci va trebui să dai socoteală pentru viața ta. Rețineți însă că răbdarea lui Dumnezeu față de fiecare om de pe acest pământ este foarte mare. În vremea în care voi trăiați în păcat și răzvrătire față de Dumnezeu și de cuvântul său, Dumnezeu era răbdător cu voi. Voi vă împotriveați bisericii și predicării Evangheliei, iar El aștepta cu răbdare și dragoste să veniți la El. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică îndurarea și îndelunga sa răbdare. La un moment dat, noi, cei care suntem mântuiți, am răspuns la chemarea sa și l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Fragmentul din Efeseni ne spune că noi eram morți. Aceasta este starea unui om nemântuit. El este mort din punct de vedere spiritual. Viața lui se caracterizează prin răzvrătire și împotrivire față de Duhul lui Dumnezeu. Și nu se poate aștepta decât la osânda mâniei lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu are foarte mare răbdare cu fiecare persoană de pe fața acestui pământ. De câte ori credeți că și-a manifestat Dumnezeu harul său față de voi înainte ca voi să-l acceptați? Câte predici ați ascultat? Câte invitații ați auzit? De câte ori va vorbi cineva despre Hristos? De câte ori va vorbi Dumnezeu? De câte ori va convins Duhul lui Dumnezeu că păcătuiți? De câte ori va aminti Dumnezeu de judecată? De câte ori v-a arătat El realitatea morții, a judecății, a cerului și a iadului, îndemnându-vă să luați o decizie cu privire la viața voastră veșnică? De câte ori a venit Dumnezeu la voi cu îndurarea sa plină de dragoste și v-a chemat la El pentru ca voi să vă împotriviți și să-i întoarceți spatele? Când vă aflați în fața judecății, să vă amintiți de răbdarea și îndurarea lui Dumnezeu. Țineți minte că va veni o zi în care vă va fi dată o ultimă șansă. După aceea, nu veți mai putea face nimic. Nu irosiți ocazia pe care vă dă Dumnezeu azi de a vă întoarce la El. Toți cei care suntem mântuiți ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în genunchi pentru că ne-a mântuit când noi eram morți în păcatele noastre. Să-i mulțumim că nu a îngăduit să murim nemântuiți, pentru că atunci nu am mai fi avut nicio șansă de a ne mai împăca vreodată cu Dumnezeu. Am fi fost despărțiți de El pentru totdeauna. De aceea cântăm noi despre harul minunat care a mântuit păcătoși ca noi pe când eram morți în păcat. Planul lui Dumnezeu a însemnat așteptare plină de dragoste și de răbdare din partea Lui. Duhul Său ne-a convins de păcat și ne-a făcut atenți la mesajul Evangheliei pe care mai apoi l-am primit.
Tot El a fost Cel care a adus în viața noastră oameni care ne-au îndreptat pașii spre Domnul cu blândețe și dragoste. Cea de-a doua parte a planului lui Dumnezeu începe în versetul 4 din Efeseni 2. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Niciunul dintre noi nu se poate lăuda că a fost mântuit datorită meritelor sale. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Noi nu am făcut nimic să merităm acest har care vine din dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Mulți oameni au următoarea idee despre mântuire. Ei cred că Dumnezeu privește în viitor și îi vede pe toți cei care vor primi mântuirea, așa că spune: pentru că tu vei răspunde chemării mele, te voi mântui. Dar știți ce ar însemna aceasta? Ar însemna că mântuirea se bazează pe fapte bune și Biblia nu spune nicăieri așa ceva. Dar răbdarea lui Dumnezeu nu este singura componentă a planului său. Ea este însoțită de iertarea păcatelor noastre. Dumnezeu așteaptă cu răbdare ca noi să răspundem chemării sale și atunci când venim la El cu credință și îi cerem acest lucru, El ne iartă păcatele. Ce a făcut Dumnezeu când noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre? Observați ce spune versetul 4. Dumnezeu este bogat în îndurare și ne iubește cu o dragoste mare. Acesta este harul lui Dumnezeu. Noi am fost mântuiți numai datorită harului lui Dumnezeu. Înainte eram morți față de lucrurile lui Dumnezeu. Trăiam o viață de răzvrătire față de Dumnezeu. Ne aștepta mânia lui Dumnezeu. Nu era nimic în noi care să merite mântuirea. Dar Dumnezeu a așteptat cu răbdare. El a continuat să ne cheme și să-și manifeste dragostea față de noi. El a așteptat cu dragoste și răbdare ca noi să răspundem la oferta Lui. Voi ați fost mântuiți pentru simplul motiv că la un moment dat, unii mai devreme, alții mai târziu, ați spus: da, îl primesc pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal și ca Domn al vieții mele. Știți că nu vă puteți asuma meritul nici pentru acest lucru? Nu vă puteți lăuda nici cu faptul că ați răspuns la chemarea lui Dumnezeu, nici cu faptul că ați crezut. Tot ce s-a întâmplat este darul lui Dumnezeu. Motivația este a lui Dumnezeu, care a făcut totul din dragoste pentru voi. Cine credeți că a exercitat presiuni asupra voastră ca să vă predați lui? Cu blândețe și respect față de voia voastră, Dumnezeu și-a exercitat influența asupra voastră până când ați spus: da, Doamne Iisuse, vreau să te primesc ca mântuitor personal. Planul lui Dumnezeu pentru viața voastră a implicat o mare răbdare din partea Lui. De asemenea, planul lui Dumnezeu a inclus și iertarea care a venit când noi eram morți în greșelile noastre, nu după ce am făcut un lucru bun. Când noi eram morți în păcatele noastre, Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu El. Pe lângă faptul că a plătit toată datoria păcatelor noastre, Dumnezeu a mai făcut ceva. Să mai citim versetul 5 și apoi versetul 6. Măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Vedeți până unde a mers harul lui Dumnezeu? El a șters toată datoria păcatelor noastre, luând locul nostru pe cruce. Și mai mult decât atât, ne-a așezat într-o asemenea poziție încât, în gândul lui Dumnezeu, noi suntem în locurile cerești în Hristos Iisus. Suntem în siguranță în El pentru întreaga veșnicie. Dragul meu prieten, nu poți fi în locurile cerești, în Hristos Iisus, și în același timp să ajungi în iad. El ne-a mântuit și ne-a iertat toate păcatele trecute, prezente și viitoare. El ne-a transformat viața astfel încât nu vom mai fi niciodată ce am fost înainte. Suntem creații noi ale lui Dumnezeu. Biblia ne spune că suntem făpturi noi în Hristos Iisus. Așa ar trebui să fie. Pe când eram noi morți în greșelile noastre, El ne-a adus la viață împreună cu Hristos.
Prin har suntem mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. El a făcut acest lucru din două motive. În primul rând, noi suntem manifestări ale harului lui Dumnezeu. El ne va binecuvânta și ne va lua în cer. Dar noi suntem în același timp și trofeele Domnului Iisus Hristos care a murit pe cruce pentru noi. Așadar, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră nu include numai așteptarea plină de răbdare până când noi am răspuns la chemarea sa. Acest plan mai cuprinde și iertarea noastră. Și aceasta nu se reduce la iertarea păcatelor, ci implică și o poziție nouă. Tragedia este că mulți creștini nu sunt conștienți sau nu cunosc această poziție în care i-a așezat Dumnezeu. Ei spun, am fost mântuit prin harul lui Dumnezeu. Numele meu este scris în cartea vieții mielului și voi ajunge în cer. Dragii mei prieteni, dacă asta este tot, vă veți lupta foarte mult aici pe pământ. Când ați fost mântuiți prin harul lui Dumnezeu, ați primit o nouă poziție. Poziția dinainte era cea de oameni pierduți, morți în greșelile și în păcatele noastre. Poziția pe care o avem acum este aceea de copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem locuiți de persoana Domnului Iisus Hristos. Am fost pecetluiți de Duhul Sfânt al făgăduinței. Numele noastre sunt scrise în cartea vieții mielului. Am fost așezați în locurile cerești în Hristos Iisus. Aceasta înseamnă că avem în noi puterea supranaturală a lui Dumnezeu și nu încercăm să obținem acceptarea lui prin fapte bune. Noi suntem deja acceptați și venim la el în calitate de copii ai lui. Nu venim ca niște robi sau cerșetori, ci venim așa cum vin niște copii la tatăl lor. Biblia ne spune că el a pregătit deja pentru noi toate lucrurile de care vom avea noi nevoie vreodată. Noi venim la el plini de bucurie și îl lăudăm pentru binecuvântările care au fost deja pregătite pentru noi și care sunt deja ale noastre, chiar dacă noi nu am intrat încă în posesia lor. Noi avem o poziție cu totul nouă în Hristos. Apostolul Pavel descrie această poziție astfel. Suntem îngropați cu Hristos Iisus, înviați cu el, trăim cu el și suntem așezați cu el în locurile cerești. De asemenea, vom veni împreună cu el. Deci, poziția noastră nu se reduce doar la faptul că am fost iertați de păcate. Noi avem acum o relație personală cu Hristos Iisus care nu poate fi distrusă de nimeni, indiferent ce ar încerca alții să vă spună. Așadar, Dumnezeu are un plan pentru viața fiecăruia dintre noi. El și-a manifestat harul său nemărginit față de noi și ne-a iertat. Tot el ne-a dat o poziție nouă în Hristos. Dar lucrurile nu se opresc aici. În mesajul său viitor, Charles Stanley ne va vorbi despre planul special al lui Dumnezeu. El ne-a chemat să facem fapte bune. Scopul lui Dumnezeu este acela de a ne face asemenea chipului Fiului Său, Iisus Hristos. Acest țel va fi atins numai dacă noi continuăm să-L căutăm pe Domnul. Studierea cuvântului lui Dumnezeu este esențială dacă vrem să învingem teama, confuzia și îngrijorarea care se abate adesea asupra noastră. Puneți ceva timp deoparte în fiecare zi pentru studiu personal din cuvântul lui Dumnezeu. I-am auzit pe destul de mulți oameni spunând: nu am fost decât un accident. Sau: părinții mei nu m-au vrut. Probabil că nu am niciun scop în viață. Degeaba trăiesc. Dacă ar fi fost să am și eu un scop anume, nu aș fi fost un copil nedorit. Niciun copil al lui Dumnezeu nu este un accident. Dacă ați fost aduși la viață, dacă trăiți, Dumnezeu are un plan pentru viața voastră, indiferent de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este adevărat că mulți oameni simt că nu au nicio valoare, că nu pot fi primiți de Dumnezeu. Mulți sunt împovărați de sentimente de vinovăție și de convingerea că sunt oameni de nimic. Eu vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu vă iubește necondiționat. Dumnezeu are un plan pentru voi, fie că înțelegeți acest lucru, fie că nu.
fie că trăiți în conformitate cu El, fie că nu, fie că vă răzvrătiți sau nu împotriva Lui. Capitolul 2 din Efeseni este fragmentul din Scriptură care ne arată în modul cel mai clar și mai concis care este planul lui Dumnezeu pentru noi. Detaliile planului pentru viața fiecărui individ nu vor fi găsite în Scriptură, dar este important să înțelegem care sunt cele trei aspecte ale planului lui Dumnezeu prezentate aici. Indiferent cine sunteți și de unde veniți, planul lui Dumnezeu pentru viața voastră este prezentat foarte clar în acest fragment din Efeseni. Primele trei versete din capitolul 2 al Epistolei către Efeseni ne spun că planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică răbdarea lui față de noi. Gândiți-vă la acest lucru. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică răbdarea lui față de noi. Fragmentul din Efeseni ne spune că noi eram morți. Aceasta este starea unui om nemântuit. El este mort din punct de vedere spiritual. Viața lui se caracterizează prin răzvrătire și împotrivire față de Duhul lui Dumnezeu. Și nu se poate aștepta decât la o sândă a mâniei lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu are foarte mare răbdare cu fiecare persoană de pe fața acestui pământ. Toți cei care suntem mântuiți ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu în genunchi pentru că ne-a mântuit când noi eram morți în păcatele noastre. Să-i mulțumim că nu a îngăduit să murim nemântuiți, pentru că atunci nu am mai fi avut nicio șansă de a ne mai împăca vreodată cu Dumnezeu. Am fi fost despărțiți de El pentru totdeauna. De aceea cântăm noi despre harul minunat care a mântuit păcătoși ca noi pe când eram pierduți în păcat. Planul lui Dumnezeu a însemnat așteptare plină de dragoste și de răbdare din partea Lui. Duhul Său ne-a convins de păcat și ne-a făcut atenți la mesajul Evangheliei pe care mai apoi l-am primit. Tot El a fost Cel care a adus în viața noastră oameni care ne-au îndreptat pașii spre Domnul cu blândețe și dragoste. Cea de-a doua parte a planului lui Dumnezeu începe în versetul 4 din Efeseni 2. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El a făcut acest lucru din două motive. În primul rând, noi suntem manifestări ale harului lui Dumnezeu. El ne va binecuvânta și ne va lua în cer. Dar noi suntem în același timp și trofeele Domnului Iisus Hristos care a murit pe cruce pentru noi. Așadar, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră nu include numai așteptarea plină de răbdare până când noi am răspuns la chemarea sa. Acest plan mai cuprinde și iertarea noastră și aceasta nu se reduce la iertarea păcatelor, ci implică și o poziție nouă. Însă noi nu intrăm într-o poziție nouă față de Dumnezeu prin faptele noastre. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, spune Apostolul Pavel. Faptele noastre, ca oameni credincioși, nu au nicio legătură cu poziția noastră. Noi suntem creații noi în Hristos Iisus și suntem fiii și fiicele lui Dumnezeu prin harul lui. Faptele noastre nu au avut niciun efect în aducerea noastră în această poziție. Într-un moment al istoriei, lucrarea unuia singur a făcut posibil acest lucru. Lucrarea lui a făcut ispășire pentru păcatele mele și ale voastre și a făcut din noi copii ai lui Dumnezeu. Într-un moment al istoriei, Hristos a murit pentru păcatele mele și ale fiecăruia dintre voi. Faptele noastre nu au nicio legătură cu poziția noastră în Hristos. Nu faptele ne-au adus în această poziție. Dar, odată ce am ajuns în această poziție și am devenit copii ai lui Dumnezeu, El spune, planul meu înseamnă mult mai mult decât răbdarea mea față de tine atunci când tu te răzvrăteai împotriva mea. Planul meu implică mai mult decât iertarea păcatelor tale
și scrierea numelui tău în cartea vieții mielului. Tu faci parte acum din familia mea, este adevărat, dar planul meu implică și o lucrare pregătită cu mult înainte de nașterea ta. Dumnezeu spune, am un plan pentru viața ta și în acest plan eu am o lucrare pentru tine. Eu am o lucrare pentru fiecare credincios. Noi nu suntem mântuiți prin fapte pentru ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte ajungem în această poziție, dar după ce am ajuns aici, Dumnezeu ne spune că suntem lucrarea mâinilor Lui. Dumnezeu va lucra în viața fiecăruia dintre noi până în ziua în care ne va chema acasă. El a pregătit mai dinainte și a hotărât mai dinainte ca noi să trăim o viață plină de fapte bune. Acum aș dori să vă întreb ceva. Ce faceți voi ca și copii ai lui Dumnezeu? Ce faptă bună faceți pentru împărăția lui Dumnezeu? Biblia ne spune că noi am fost creați în Hristos Iisus pentru fapte bune. Chiar dacă nu faptele ne-au adus mântuirea, după ce am ajuns în această poziție, ar trebui să umblăm în faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Să recitim versetele 1 și 2 din Efeseni 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Aceasta se întâmpla înainte de a fi mântuiți. Acum însă suntem mântuiți și, așa cum spune Apostolul Pavel în versetul 10, noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Fiecare zi a vieții noastre ar trebui să fie o manifestare a harului, bunătății, dragostei și îndurării lui Dumnezeu izvorâte dintr-o inimă recunoscătoare și îmbrăcate în haina faptelor bune făcute spre slava lui Dumnezeu. Dacă credeți că puteți să trăiți fără să-i slujiți Domnului, fără să faceți nimic în numele Lui, să știți că aceasta nu este o atitudine biblică. Înainte de a fi mântuiți, noi umblam după mersul lumii acesteia. Acum, când suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, trebuie să umblăm în fapte bune. Acesta ar trebui să fie un lucru firesc și normal pentru noi. Ascultați cu atenție ce voi spune în continuare. Dumnezeu spune că El a pregătit mai dinainte faptele bune în care noi urmează să umblăm. Înainte de a ne naște, Dumnezeu a știut că noi vom fi mântuiți. El nu ne-a ales pentru că a știut acest lucru, dar a ales să ne folosească pe toți cei care vom fi mântuiți. El a hotărât ca viața noastră să fie caracterizată de fapte bune. Ce sunt faptele bune? Faptele bune sunt acele fapte care au o valoare veșnică. Când aud pe cineva spunând, eu cred în Biblie, cred tot ce este scris în ea, din scoarță în scoarță, îmi vine să întreb, ce faci tu în numele Fiului lui Dumnezeu pe care îl urmezi? Dacă nu-i slujești, dacă viața ta nu este caracterizată de fapte bune, poate ar trebui să recitești versetul 10 din Efeseni 2. Noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Dacă acesta este planul lui Dumnezeu pentru viața mea și eu nu fac acest lucru, înseamnă că nu împlinesc voia lui Dumnezeu. În felul acesta, eu mă răzvrătesc față de voia lui Dumnezeu și păcătuiesc împotriva lui. Dragi prieteni, vă dați seama că orice lucru pe care ni-l dă Dumnezeu și orice lucru pe care îl învățăm de la El constituie un dar pe care noi trebuie să-l facem celor din jurul nostru? Biblia ne spune, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Faptele bune ar trebui să fie caracteristica vieții fiecărui credincios. Problema este că adesea noi nu recunoaștem și nu vrem să admitem punctul de vedere al lui Dumnezeu.
Ascultați ce spune Scriptura în capitolul 2 din Tit, la versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Planul lui Dumnezeu prevede un lucru extraordinar. Care este acesta? Conform planului său, noi ar trebui să fim plini de entuziasm în slujirea Domnului. Conform acestui plan, noi suntem plini de zel în slujirea Domnului și abia așteptăm să descoperim noi prilejuri de a-i sluji. Un creștin care nu-i slujește Domnului nu este un credincios biblic. Nu se poate să fiți cu adevărat un copil al lui Dumnezeu și să nu vreți să-i slujiți Domnului. Nu vă lăsați acaparați numai de problemele voastre. Nu vă gândiți numai la persoana voastră, numai la suferința și necazurile voastre. Dragi prieteni, calea cea mai bună de ieșire dintr-un astfel de impas este aceea de a-i sluji Domnului și de a vă dărui pe voi înșivă în slujba unui semen de-al vostru. Veți vedea că așa mai scăpați de apăsarea necazurilor voastre. În procesul de vindecare a sufletului nostru în urma încercărilor, această dăruire a noastră în slujba altcuiva are un efect pozitiv. Dar slujirea nu este alegerea noastră. Dumnezeu spune că planul lui pentru viața noastră prevede fapte bune pe care el le-a pregătit mai dinainte pentru ca noi să umblăm în ele. Nouă ne place să menționăm doar primele două aspecte ale planului lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru răbdarea lui. Îi mulțumesc pentru harul său care m-a mântuit. Lăudat să fie Domnul pentru răbdarea și harul lui. Dar cum rămâne cu cel de-al treilea aspect? V-ați gândit în vremea din urmă la faptul că atunci când vom sta înaintea lui Dumnezeu, faptele noastre vor fi evaluate? Noi ne gândim că moartea este încă departe, dar o mulțime de oameni care gândesc așa suportă zilnic șocul provocat de un accident care îi aduce la un pas de moarte. Nu vă gândiți că moartea este departe. Gândiți-vă că veți sta înaintea Domnului Iisus Hristos și veți da socoteală de faptele voastre. Să citim ce spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, despre cum ar trebui să fie lucrările noastre. Să începem cu versetul 12. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. După ce am devenit copii ai lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, chiar din acel moment, acțiunile și faptele noastre sunt cărămizi prin care zidim o casă pe temelia lui Hristos. Pavel ne spune că putem construi folosind două feluri de materiale. O categorie de materiale o reprezintă aurul, argintul, pietrele prețioase. Materiale pe care focul le purifică și le face mai strălucitoare. O altă categorie este reprezentată de lemn, fân, trestie. Când vom sta înaintea lui, Dumnezeu va evalua lucrarea fiecărui credincios. Dumnezeu va evalua atât mărimea, cât și calitatea lucrării fiecărui credincios. Problema celor mai mulți credincioși este lipsa perspectivei corecte cu privire la judecată. Noi ne gândim că judecata va veni cândva foarte târziu. Biblia ne spune că noi vom da socoteală de viața noastră înaintea Domnului Iisus Hristos. Și în ziua aceea, lucrarea noastră va fi încercată prin foc. Sunt mulți cei care cred că pot ajunge în cer dacă fac fapte bune. Dar să știți că nu puteți ajunge în cer decât prin harul lui Dumnezeu. Aceasta este singura cale. Unii oameni spun, contează doar să ajung acolo. Voi vedea eu cum voi reuși acest lucru.
când veți fi la judecată, nu veți mai gândi așa. Acest pasaj este foarte important și foarte serios. Ascultați ce spune versetul 13. Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Aceasta înseamnă că totul va fi dat la iveală. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Poate că vă întrebați, dar cum va fi atunci? Tot ce pot să vă spun este o părere personală, ce cred eu despre acest lucru. Îngăduiți-mi să vă spun ce nu se va întâmpla. Dumnezeu nu va derula în fața voastră, înaintea Domnului Iisus Hristos, un film cu viața voastră. Nu va fi acolo un ecran pe care să se deruleze toată viața voastră. Această idee nu își are fundamentul în Biblie. Dragi prieteni, când ne vom afla înaintea Domnului Iisus Hristos, El nu va avea nevoie de filmul vieții noastre. El ne cunoaște prea bine viața. Lui nu trebuie să îi se aducă aminte de nimic. Când ne vom afla în prezența omnipotenței, a sfințeniei, a neprihănirii, a înțelepciunii și a cunoașterii divine, o singură privire la sfințenia lui Hristos va fi de ajuns să ne pună de acord cu El. În ce privință? Vom fi de acord cu El în privința lucrurilor pe care le-am făcut pentru noi înșine, în privința celor pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut, în privința tuturor scuzelor și pretextelor pe care le-am spus înaintea lui Dumnezeu. Vom fi de acord cu privire la toate lucrurile pe care am fi putut să le facem pentru slava lui Dumnezeu și le-am făcut pentru mândria noastră. Vom vedea foarte clar tot ce am făcut din egoism și pentru câștigul nostru, precum și toate atitudinile noastre nepotrivite. Toate se vor evapora și vor rămâne numai cele pentru care vom fi răsplătiți. Gândiți-vă puțin la cei care spun că vor să fie mântuiți abia la 60 de ani și mor după 2 ani. Credeți că cerul va fi la fel pentru ei și pentru voi? Citiți Biblia pentru că în Biblie se vorbește mult despre răsplată. Un om irosește 60 de ani din viața sa și îi dă lui Dumnezeu ce a mai rămas, în timp ce altul își predă viața lui Dumnezeu la 20 de ani și îi slujește pentru tot restul zilelor sale, ceea ce poate însemna alți 60 de ani. Credeți că atunci când acești doi oameni se vor afla înaintea Domnului Iisus Hristos, El îi va răsplăti la fel? Credeți că va fi aceeași răsplată pentru cel care și-a dedicat toată viața lui Hristos și pentru cel care a așteptat să ajungă la bătrânețe pentru a-L primi ca mântuitor? Nu am spus că unul va intra în cer mai ușor decât celălalt. Nu am spus acest lucru. Toți oamenii vor merge în cer doar prin harul lui Dumnezeu, dar unul va primi o răsplată îmbelșugată, spre deosebire de altul, a cărui răsplată va fi mai mică. Unii oameni, deși mântuiți spre sfârșitul vieții, se dăruiesc total lui Dumnezeu. Și răsplata lor va fi mare, pentru că și calitatea lucrării contează, nu numai durata. Fiți siguri că va veni ziua în care veți sta înaintea Domnului Iisus Hristos și veți da socoteală de viața voastră. Nu puteți scăpa de această întâlnire care va veni la momentul decis de Dumnezeu, nici mai devreme, nici mai târziu. Dar este sigur că va veni, mai sigur decât faptul că soarele va răsări și mâine, sau decât faptul că soarele a răsărit ieri. Ce veți avea de arătat atunci? Dumnezeu spune că ne-a mântuit pentru faptele bune care îl slăvesc pe El și care au valoare veșnică. Voi ce aveți de oferit? Este adevărat că nu puteți lua nimic cu voi în cer, dar puteți trimite ceva înaintea voastră. Toate faptele voastre bune, dărnicia, mărturia, tot ce ați împărtășit altora, tot ce ați predicat și ați cântat pentru Domnul, toate lucrurile bune pe care le îngăduie Dumnezeu în viața voastră sunt trimise în cer înaintea voastră. Prin urmare, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică răbdarea lui minunată până în momentul în care am spus da chemării sale. Planul lui Dumnezeu pentru viața noastră implică harul său nemeritat de noi.
De asemenea, planul lui Dumnezeu pentru viața noastră prevede fapte bune pe care noi să le facem din recunoștință pentru răbdarea și harul Său. Ce faceți voi în prezent ca o faptă bună pentru Iisus Hristos? Tată Ceresc, aprinde în noi dorința de a împlini planul Tău, de a renunța la planurile noastre care nu se potrivesc cu al Tău. Ajută-ne să ne trezim în fiecare dimineață disponibil pentru a fi folosiți de Tine pentru o faptă bună spre slava Ta. În numele lui Iisus ne rugăm. Amin.